Expo a fost o discuție extrem de importantă și colegi din cadrul AJFM-ul și unul de AJFM-ul din țară, dar și din Botoșani, vreau să vă spun că și pe cheltuială proprie s-au deplasat din comunitățile din județe și au, pentru că nu avem atâtea mașini pentru fiecare inspector în parte și s-au dus și cu autobuzele și ce au putut și cu mașini de tot. Și am, în primul rând trebuie să identificăm pe acești tineri, avem o bază de date a lor. Este foarte greu să le ceri, vă spun din practică, să le ceri și buletinul și să ne înregistrezi în căutarea unui loc de muncă, dar această acțiune s-a derulat. Următoarea etapă va fi în cadrul lor pe piața muncii, însă aici trebuie să conștientizăm și dumneavoastră sunteți și investitori, că dacă îi plătim în continuare pe tine cu salariul minim, nu o să-i ținem în țară și nu o să-i putem angaja. Asta este o problemă extrem de mare. Ulterior s-au creat și s-au făcut și avem o tradiție aici într-o bursă locală a locului de muncă, dar ceea ce am experimentat acum la Bihor, bursa locului de muncă în parteneriat cu inspectoratele școlare, școlile profesionale, învățământul dual, universitățile care de meserii mai ales, nu mă refer doar la economic, juridic și așa mai departe, dar și cu întreprinzătorii, de exemplu, dumneavoastră care aveți service asfit. Dacă ați venit la o asemenea bursă, cei care aveau service au venit acolo la Bihor cu un carburator, cu un bloc motor, cu lucruri diferite care să le arate efectiv tinerilor, nu să le dăm un simplu pliant și ei se plece acasă că un întreprinzător sau altul își caută un loc de muncă. Deci, trebuie să venim noi către tineri și mai ales mediul privat trebuie să vină în parteneriat cu noi, cu Ministerul Muncii și Ministerul Educației către tineri, exemplificându-le și explicându-le ce înseamnă un strun, ce înseamnă o pilă, ce înseamnă o șurubeniță, pentru că, din păcate, și este un lucru pe care l-am dedicat în guvern, noi nu mai avem atelierii în școli. Poate o zi, o oră, la 200 de ateliere, până la școli profesionale, poate o oră, două de atelier în școala în clasele 1-8, unde se pună mâna pe o pilă, se pună mâna pe un jucan, nu ar struca și nu ne-ar struca tuturor. Deci sunt programe, am avut finanțări și în mandatul trecut și vom avea și acum în exercițiu financiar următor, care să sprijine mediul privat să angajeze aceste categorii de tineri și cred că un sprijin când salariul minim era 2050 de lei, sprijinul era de 2250 de lei, cred că nu era de neglijat. Și practic am derulat și la nivel de județ foarte multe convenții în acest lucru și le derulăm și acum aceste convenții. Deci programe sunt, vor fi în continuare și am prin grija noastră vom avea și un exercițiu financiar următor cu fondurile rambursabile, dar și fondurile de la bugetul de stat.